Mă, a fost o chestie... După? Ediția 3, sau cel puțin așa sperăm noi, să avem o tradiție în a face astfel de evenimente culturale în urbanească. Eu sunt Vali, pentru cei care mă cunoașteți, e prea mult de povestit, dar am să încep să fac un crochiu verbal. Am o relație complicată, complexă cu arta, ne cunoaștem dintotdeauna. Am cucerit lumea împreună, ne-am bălăcit în mediocritate, ne-am urât cu atâta înfărișunare încât ne-am văzut, ne-am vorbit ani de zile. După un exil mai mult forțat, după 3 ani, în întuneric, zic eu, dar privind retrospectiv, binevenit, am avut suficient timp să mă descos, să aflu din ce și pentru ce sunt făcut. Și am aflat că sunt proiect din rațiune și emoție. Și că în drumul meu pentru dimineața senină vreau să las în urma mea o urmă de frumos. E cam asta ar fi discultura, o pată de frumos, un spectacol al simțurilor, așa cum aș vrea să fie, pentru că avem toate disciplinele care sunt, se regăsesc sub umbrela creației. Mai mult decât atât, discultura este un vehicul cultural eclectic. Pentru că, așa cum v-am spus, se reunește mai multe discipline. Mai bine așa? Da. Mă rog. Nu, bine să fie. Bun. Este problemă? Da, foarte multe repetiții, președinție, mai mare tușă. Deci, cum vă spuneam, discultura este un vehicul cultural eclectic, pentru că reunește mai multe discipline, toate aflate în slujba creației. Artă vizuală, muzică, gastronomie, prea iubita arta vinului, dans, un pic de teatru, orice ar putea potența mesajul transformării, metamorfozei. Acum 4 săptămâni, în acest spațiu, aflat în curtea unor oameni minunați, și vorbesc de familia Ilie și nu mă refer doar la Gianina și Mihai, ci mă refer la toată echipa lor, pentru că, într-adevăr, sunt niște oameni foarte mișto, cu care am reușit să interacționez din de 3 săptămâni cât am transformat această hală. Ne-am gândit că, înconjurat de atâta hrană pentru trup, e musai să avem și hrană de minte și suflet. Și nu era un loc mai potrivit, nu era un loc mai bun pentru a desfășura acest eveniment, deși să știți, o paranteză, că m-am gândit de mult să-l fac. Și a fost în plan și la Iași, și la București, chiar și în Elveția, din vari motive de pandemie și altele, l-am amânat. Și cred că a fost bine, pentru că acest spațiu îndeplinește toate criteriile pe care ar trebui să le aibă acest eveniment, discultura, acest eveniment care își dorește să transforme, să metamorfozeze, să aducă o parte de frumos. Așa cum spun eu, din praf, betoane și metal, creat am spațiu cultural. Parafrazând clasicii,
Dar asta este ideea. Am vrea să dăm o vibe nouă, o energie bună, să încercăm să-i atragem pe tine, pentru că discultura este și un, o punte către tine. Să înțeleagă că mie îmi place să spun că arta este rațiune îmbrăcată în emoții. Și scopul și mijlocul cu care ajungi să inspiri, să poți să transmiți mai departe ideea de artă, nu cred că putea găsi un loc mai bun decât un spațiu abandonat și transformat ulterior într-un leagăn al culturii, zic eu. Și analogia merge mai departe, pentru că m-a spus, în 3 săptămâni a durat această metamorfoză, eram pe punctul de a opri această inițiativă din lipsa unui spațiu. Și pentru că Providența lucrează cu oameni, a fost foarte interesant și am să devolez cumva cum s-a întâmplat. Sper să nu se supere Mihai pe mine. Acum 4 săptămâni eram un pic debusolat, nu știam ce să facem. Ideile pe care le aveam noi nu se reușeau să se materializeze. Și trist așa am bătut la o bere, mă întâlnesc cu Mihai. Îmi permit să-i spun Mihai pentru că cred că am devenit prieteni. Și îl invit, am renoit invitația de a vizita atelierul. A venit la atelier, mi-am povestit ce aș vrea să fac, ce vrem să facem. El mi-a arătat ce a făcut el și mi-a dat seama că suntem la aceeași vrea asta, vedeam o fuzie amândoi. Și ulterior mi-a povestit că din momentul în care a ajuns la atelier, era ferm hotărât că acest eveniment se va ține. Eu mă bucur foarte mult că am reușit să găsim oameni care să vibreze alături de ideile noastre, care să împărtășească misiunea. Și unul dintre acești oameni este Cosmin Grumă, un arhitect foarte talentat și un tip foarte mișto. Este foarte bun. Ah,
toți am studiat jazzul în străinătate. Abia așteptăm să vă auzim. Vă mulțumim și o să avem și surpriză, puțin mai târziu și... Perfect. Abia așteptăm despre asta, discultură. Despre aceste discipline aflate în slujba creației care se întrepătrund pentru a potența mesajul ăsta al transformării. Emil, te ascultăm. Și v-aș ruga să veniți cu toți, veniți așa. Aici. Thank you.
fotbalistă de la Iași, vorba despre Eva Gâlea. Dialogul. Pot fi pauză? Da.
Haideți, haideți, haideți! Totuși! Haideți, haideți și urmă asta! Da, da, da! Eu sunt foarte integrat în acest lucrar. Sau cel puțin, mă rog, mă sunt în cel puțin lucrar. Mai aveți câte un plan? Vom începe cu primul dată o serie și anume utopia. Pentru asta, inteligenția artificială, reacțiile astea de preță la mai mulți, cum mai ce nu acesta a fost în 2019. Și mă gândeam dacă inteligența artificială este cea mai de preț creația oamenii. Vă spune ce zici? Pentru Thank you.
Bun. Să ne gândim la ta. Imaginează-ți pe care ei. Vă spune. Imaginează-ți pe care ei. Primând imensa dacă nu au umanități. Oricum, a personajul umanități. Crezi că e mânătul de urmașului? Da, pare. Generează simbolul. Acel tablou este o analogie între cea mai răspândită religie a lumii, care i-au trebuit 2000 de cuptoarele timpului să ajungă la 2,5 miliarde de adepți și una dintre cele mai cunoscute rețele de socializare, care în forja tehnologiei a ajuns la aproape 3 miliarde de utilizatori. Și știi ce-i curios? Că mulți dintre ei sunt mai fanatici decât cei religioși. Se pare că... Se pare că nebunia digitală e preferat de cele spirituale. Vremea, sigur, de la pune, dar omenirea a intrat cu capul înainte de la tehnologie. Da, dragul meu prieten, dar să nu trecem prea ușor peste acest simbol special al umanității. O intersecție. Se pot interpretune? Sunt absolut convins, dragul meu prieten, că pot coexista. Uite, vorba profetului. Acolo unde va fi apă, va fi... Dragul meu prieten, singura mea care a devenit și sufletele este bucurie. Thank you.
tot am mâncat pâine și am băut vin. Și este un gust la gust aproape orgasm după ce vin. Hai să vorbim despre Forbet Lovers. Dacă la forțele iadului, tot domnul Dante ar trebui să lași orice speranță, la intrarea de mături la ce ar trebui să renunțăm? Păi, conform tabloului tău, la 5 metri pe rând, la coi, la Pauș. Chiar și la Pauș? La Pauș. La obiecte de targele globale, la prejudecăți, la rușine, poate. Da, interesantă treaba aia cu obiecte medievale de targe. Știi ce-i curios? Că oamenii și tarea să mai degrabă cu legiunea în spațiu virtual. Uite, privește-l pe Homus Digitalis. Este atât de preocupat să-și aleasă viața până în vinte, încât uite că în jurul său o întreagă specie de plătători. Bine vizați de jurul la virtuală, e două drăgoare. E greu de obiect. Yeah.
Thank you.
Eu am fost de la mine, mulțumesc, a fost de la mine, mulțumesc. Un bunor, a adunat fi, iar și un bunor. Ui, acest tablou, volumea dusă în lui, l-a făcut inspirat un raport o lună din 2020, care spunea că o droga de lucru a decis cu pomenirea ei să angajeze un bunor cu o pomenirea în lui. Deci, chiar nu este rău. Nu este mai mult. Thank you.
să vă povestesc despre cauza pentru care ați fost acest lucrător în situație. Și aș vrea să încep mulțumit unui persoane care m-a ajutat să ajung și să trăiesc. Musa mea e nevână și cea mai bună prietenă a mea, iubita mea, mama mea. Cred că mai bine vorbesc fără asta. Așa îmi place mie să-i spun secției de terapie intensivă neonatală, Anticamera Divinității. Pentru că oameni precum Oana duc o luptă nesfârșită să smulgă copiii din brațele lutrașului. Este emoționant să vezi un om care salvează sute, poate mii de vieți în cariera ei până acum, pentru că ei sunt cei mai neajutorați, copiii prematurii, în general, și este o ramură nouă a medicinii. Iar pentru a fi performanți, nu este nevoie doar de vocație, de înțelepciune și de abilitate. Au nevoie de arme, de arme performante, cu care se poate duce această luptă, se poate duce această luptă. Și Oana este un formator de terapie intensivă neonatală, v-am spus, este un om extraordinar. E motivul pentru care sunt eu aici azi. Și am încredere maximă în ceea ce face, pentru că ea este un vingător. Ea, v-am spus, a smuls atât de mulți copii din brațele mutrașului, e pe aceeași piedestal cu Prometeu în galeria eroilor mei. Și au nevoie, cum v-am spus, de arme, de arme moderne, de arme bune, pentru a instrui personalul, pentru a fi pregătiți mereu. Una din aceste arme este un manechin de resuscitare neonatală. Sunt un fel de păpușele așa foarte mici, care sunt înglobate de tehnologie și manevrându-le ea poate să-i arate, să le învețe pe colegile ei cum se poate face această resuscitare neonatală, care este critică, este foarte importantă. Și au nevoie de un, de două ar fi și mai bine. Bine, niciodată nu se termină nevoile secției de neonatologie. Așa că dacă vreți să fiți generoși, vă aștept și imaginați-vă că vă luați și un valiu. Sunt destul de rare, să știți. Și eu sunt destul de prețios cu copiii mei și nu prea îi dau. Așa că am să las pe prezid Cosmin să-l vândă, pentru că eu nu pot vide copiii. Și sper să fiți cât mai generoși cum puteți. Eu vă mulțumesc! Veți recita dumneavoastră, voi intra în contul Asociației Septembrie Medical Oneștean. Prețul unui echipament despre care va povesti Vali este de aproximativ $2,800 plus taxe. Drept urmare, vă propun ca primul să plecăm de la prețul de 3.000 de euro, iar pasul licitației să fie de 500 de euro. Perfect! Așa facem! Nu am nicio topă. Dacă doriți să licitați, da, aici. Pare că n-am. Dacă ridicați telefonul. N-avem doritori. Îl mai lăsăm aici. Îl mai lăsăm, poate se... Poate e nevoie de o privire de aproape. Nu. Cam ar trebui să vă povestesc un pic despre ce înseamnă tablou. Da. Cred că v-ați dat seama că este râul Styx. Și e luntrea lucrașului. Și e caducele medicinei. Și acei șerpi nu reprezintă neapărat păcatul, reprezintă știința, că în caduce sunt doi șerpi. Iar craniul reprezintă înțelepciunea și nici de cum ceva morbid. Este un super erou, că de fapt Oana m-a inspirat să-l fac. Ei sunt arhanghelii noștri în lupta asta. Ei trebuie să-i înarmăm. Așa că fiți darniși și înarmați. 3.000.
Da. Mulțumim. Lista rămâne deschisă până la terminarea serii. Sunteți generoși. Bun. Eu propun ca tot ce care principează măcar să vină cu pasul care înțeleg, să îl pună alături. Dacă tot pleacă banii ar. S-a judecat, cred. Dar asta nu se încheie așa ușor în licitație, nu aveți ciocan. Poate mai sunt doi turi, poate sunt la masă acolo, nu am fost atenți. Cum o avem foarte mult de mulțumesc foarte mult. Ești bucurosul de tot. Thank you.